Bună, draga mea! Bine ai revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am decis să vorbesc puțin despre fondul de ten Artistry din gama Hydra V Sheer Weightless Foundation. Este un fond de ten simplu, care își face treaba cum trebuie, însă înțeleg din multe discuții avute cu voi, atât cu colegele mele blogărițe, cât și cu voi, fetele care mă urmăriți și cumpărați chestii la recomandarea mea și vă mulțumesc pentru asta, înțeleg că nu vă place cum se așează, mă rog, este o problemă de genul ăsta, nu generală. Dar pentru mine, dacă mi-au pus 5 fete această întrebare, înseamnă că pe undeva mai trebuie ceva lămuriri. Motiv pentru care am făcut acest videoclip, vă arăt cum îl aplic eu, cum îl folosesc și aveți în completare review pe blog, vi-l las în descriere și sper să vă ajute. Vă pup și urmăriți în continuare videoclip. Bun, să trecem la treabă. Avem acest fond de ten care mie îmi place foarte mult. Acum că vine iarna, va fi cu siguranță unul din fondurile de ten pe care eu le voi folosi, pentru că îmi place. Mi-a plăcut și pe timp de vară, să știți. Mie nu mi-a displăcut. Nuanța mea acum este Tawny. Codul este L3N1 și, cum vă spuneam și în scurtul intro, multe fete au spus că nu le place acest fond de ten, că nu se așează bine, că nu știu ce. Acum, eu tot timpul am spus că poate fi și o problemă de aplicare. Și atunci, na. Eu îl aplic întotdeauna cu pensulă. Este pensula de la Kim F254 și așa. Deci este o pensulă ca buchi densă. Are două tipuri de fibre, naturale și sintetice. Acesta fiind un fond de ten fluid, foarte lichid, chiar apos ca și consistență, se aplică cu pipeta asta și atunci un burețel n-ar face absolut nimic pentru tine, pentru că ar absorbe absolut tot produsul. Degetele, din nou, nu l-ar întinde ca lume, el fiind destul de apos, fuge, nu vei reuși să-ți creezi o bază uniformă. Și pensula de fond de ten aceea clasică, aceasta, de tipul ăsta, din nou nu ar face mare lucru, pentru că ai pierde produs printre pei. Au și cei de la Artistry o pensulă de fond de ten, așa, însă, din nou, asta mi se pare un picuț cam densă. Deci cu asta ar putea să aplici, dar așa, tapotat, tapotat, tapotat. Și ți-ar lua un picuț mai mult timp. Evident că baza ar fi destul de uniformă și bine așezată, dar ar lua un picuț mai mult. E, și cum procedez eu? Simplu și rapid, pentru că așa mă știți. Bun, iau produsul și îmi pun, nu mai mult, îmi pun, eu știți că pun pe bucățele, dar îmi aplic, da? Și apoi încep să-l uniformizez. Stați așa o oglindă să văd ce fac, da? E, uite așa. Da? Mișcările în mare sunt rotunde, da? Și iarăși, nu îl întind mai mult decât are el nevoie. Da? Bun. Revin și aici, și aici, pentru că eu am aici o roșeață, da? O mini cuperoză, va fi nevoie să mai revin o dată. Dar stați cu mine și vedeți cum aplic, pentru că deja nu mai am ce să vă vorbesc, pun un pic de muzică.
aici cantitate, dar trebuie să pierdem frumos pe gât. Pentru că altfel se va vedea ușor diferită textura de piele cu cea de pe pielea de pe față. Diferență între textura pielii feței și textura pielii gâtului. Mult mi-a trebuit. Da? E, și în acest punct, nu știu cum se vede pe cameră. Pentru mine este o uniformizare vizibilă, da? Cu mențiunea că în zona aceasta aș mai adăuga puțin. Nu o pompiță întreagă, cât am adăugat prima dată, dar puțin. Adică o pompiță o voi împărți în două. Una aici, altă, pentru că am nevoie de extra acoperire. Întâi vin cu ușoare mișcări de tapota. Da? Și abia apoi uniformizez. Da? Cum v-am spus, am să vă las link în descriere. Am făcut review pe blog, dar pentru că în discuții s-a evit de fiecare dată problema asta cu aplicatul și nu știu, m-am hotărât să vă fac video ca să vă arăt. Bun. Cum am scris și în review, că revin, finish-ul nu este mat. Să nu vă așteptați la un finish mat. N-aveți de unde. Este un fond de ten pe bază de apă. Atunci, efectul este hidratant, este natural glow, strălucire sănătoasă. Lucru care mie îmi place. Adevărat că după câteva ore tenul meu fiind gras va luci, dar din nou nu este nicio problemă pentru că n-am niciun stres, chiar nu am. Bun, eu mă uit în oglindă și îmi place la nebunie cum arată, este uniform, am acoperit zonele de roșeață, mi-am uniformizat chiar și zona cu cearcănele, deși eu nu am foarte mult mari cearcăne. De asta zic că e foarte, foarte ok. Bun. Și acum să știți că urmează partea de fixare. Util acest videoclip. Probabil va fi cel mai scurt din istoria Dana Stancu pe YouTube, pentru că este punctual și atunci nu am ce să vorbesc o oră. Bun. Sper că v-a fost util. Sunt curioasă dacă aveți și voi fondul ăsta de ten și dacă vă funcționează, cum vă funcționează, cum îl folosiți, dacă ați văzut ceva diferit la mine. Și până data viitoare nu uitați de un like, un subscribe plus clopoțelul de lângă buton ca să fie anunțată când îmi apare un videoclip și până data viitoare te pup! Pa, pa!